te pup, ce faci? Bună! Am plecat spre tine, cred că ajung în vreo 15 minute, e în regulă? Ok. E un pic mai devreme, este 12 jumătate. Bine, te aștept, pa, pa. Protagonistele conversației sunt creatoarea Silvia Șervan și Mirela Bucovicianu, managerul unui site de fashion. Ce legătură au cele două? Un site care să-i ajute pe designerii români să-și vândă produsele pe o piață acaparată de branduri internaționale. Un ajutor și pentru fashion editorii revistelor de modă, care propun de multe ori ținute de designer pe care cumpărătoarele nu le pot găsi însă în marile magazine. Inițiativa acestor site-uri mi se pare bună, mai cu seamă pentru cei care nu aveau acces direct la showroom-urile din București, pentru că majoritatea sunt în București. Chiar și a designerilor care nu sunt din București au înțeles importanța sau necesitatea a deschide un showroom aici, din simplu motiv că este o piață mult mai mare. Mirela și Silvia se întâlnesc în atelierul creatoarei, într-o casă cochetă din Piața Romană. Hei, salut, ce faci? Bună, uite, prin trafic alerg în continuu. Facem și noi un exercițiu de punctualitate. O să stea. Am fotografiat-o pentru site și este absolut superb. Ok, să vedem ce mai adăugăm la colecția pusă deja. După ce trece în revistă, aproape jumătate din atelierul Silviei se hotărăște să aleagă 3 ținute și pleacă mai departe către următorul creator pe care dorește să-l comercializeze pe site-ul ei. Andra! Hei, ce faci? Să te vedeam de haină. Andra Clițan este specializată în rochi de seară și tricotaje. Asta este perfect, deoarece platforma de fashion trebuie să fie cât mai diversificată. Îmi place modelul. Da, e unul... Din ce ai făcut? Da, vorba fi tricot. Te accesezi mult pe tricot acum pentru toamnă? Da, e un lucru care mă definește și care l-am avut la fiecare colecție și aș vrea să păstrez. Designerii, de fapt, nu au o distribuție bine pusă la punct. Și am realizat încă un lucru, că se pierd foarte multe lucruri frumoase, foarte multe produse frumoase și design autentic, care nu ajunge la cumpărătorul final. Mirela nu este singură în toată această aventură de a deschide noi perspective designerilor români pe internet. Oana Titică, de exemplu, conduce departamentul de relații publice al unui site care combină branduri internaționale cu designerii români. Toată lumea caută prezentație cât mai personalizată, făcută pe comandă, ca să nu întâlnești pe cineva îmbrăcat la fel ca tine pe stradă, pe cât posibil. Și în sensul ăsta, hainele de designer sunt alegerea perfectă. Așadar, mult succes la cumpărături și, foarte important, pe site-urile românești, livrarea se face oriunde în România.